ce bucurie să-i fac. Știu că nu-i treabă nimica, numai pragul să-i legat. Azi-i ziua mamei mele, ce bucurie să-i fac. Știu că nu-i treabă nimica, numai pragul să-i legat. Mamă-i, mamă, cât-i lumea, mamă-i în viață numai una. S-o iubești cât mai trăiește. Doamna Ecaterina, bună ziua! Suntem de la compania Surprize de Vis și cu ocazia zilei de naștere această frumoasă surpriză este pentru dumneavoastră. Aveți aici un buchet frumos de flori, așa, o șampanie, o țineți, vă rog, dumneavoastră. Asta e eu. Așa, un cadou la fel pentru dumneavoastră. Poftim. Mama Cătăliona! Așa, un tort, la fel pentru dumneavoastră și un coș cu fructe, îl pun aici jos. Da, mulțumim frumos! Și vreau să vă întreb cum credeți de la cine este surpriza? De copii! De la Oana, Marcica, Sasha și Alexa! Să știți că avem și o felicitare pentru dumneavoastră! Scumpa și draga noastră mamă și bunică, vrem și noi să te felicităm cu prilejul zilei de naștere. Îți dorim tot binele din lume, să ai parte doar de clipe senine, momente cât mai frumoase și pline de bucurii. Să fii mereu așa frumoasă, sănătoasă, iubită, stimată, prețuită, înconjurată doar de persoane dragi sufletului. Ne pare foarte tare rău că nu putem fi și noi acolo lângă tine, dar să știi că cu sufletul și gândul suntem acolo. Te iubim nespus de mult și îți mulțumim că existi în viața noastră. Noi simțim lipsa enorm de mult și îți ducem dorul în fiecare zi. Te cuprindem cu mult drag de aici din depărtare și îți urăm un sincer la mulți ani. Cu drag din partea fiicelor, Olga, Maricica, nepoata Alexa și ginerele Alexandru. La mulți ani! Mulțumim! Da, sunt foarte emotivă când e vorba și de copii și numai de copii, dar când e vorba de lucruri bune cu masă. Vreau să vă mulțumesc fetelor. Și ele și aud. Deosebit că ele sunt amele. Nepoțica, adică și nepoțica e tot a mea și ginele, Alexandru, Sasha e tot a mea. Le mulțumesc la toți. Foarte mult. Surpriza s-a primit. Chiar nu m-am gândit, mă gândeam că la viitor am o cifră rotundă și poate să fie o surpriză. Dar acum îi mulțumesc enorm de mult. Foarte mult și ei toți ne sunt dragi, ne sunt scumpi. Și sănătatea lor, binevoința, binecuvântarea Dumnezeului față de noi și pentru noi este o bucurie și atunci când copilul este bine și nouă este bine. Clar că emoțiile m-au făcut, au ieșit în față și surprinderea a fost, nu m-am gândit, dar cel mai scump pentru ce trăiesc părinții, copiii, ca copiii să fie sănătoși și să trăiască și să fie lor bine. Indiferent de unde sunt, că sunt lângă noi, clar că e dureros că nu sunt lângă noi, dar dacă lor de este bine și nouă e bine. Atunci când știm că chiar dacă nu sunt lângă noi, principalul lor este bine și noi, și noi vă iubim și eu vă iubesc enorm de mult, sunteți ai noștri, sunteți ai lei, vă fac cu drag. Și mult, 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 fiici. Alexuța, bunica te iubești. Mamă-i, mamă, cât-i lumea, mamă-i viață numai una, s-o iubești cât mai trăiește, asta-i tot ce își dorește.